ca să facă așa un mic rezumat, este vorba de modificarea normelor euro, mărirea greutății șasielor, scumpirea șasielor, să zicem un ascendent al vanurilor, al campervanurilor în fața camperelor mansardate, o stopare oarecum și o echilibrare a pieței în momentul de față în Europa. Apropo, a fost spuse la convențiile astea, au fost doi anfitrioni, așa, care au pronunțat, cred că de cel puțin 10 ori, Europa de Est. Ca idee, acum un an când am fost eu, acum 3 ani și ceva, când am decis să vindem marca asta, Benimar, care nu era cunoscută de încă în Europa, noi avusesem un Benimar în serviciu și mi-a plăcut foarte mult cum era construit. Deci, plus că eu sunt de 15 ani la toate expozițiile astea și am urmărit, mi-a plăcut foarte mult marca și cum era construită. Când ne-am dus la director, la domnul Willy Frank, care este directorul firmei, i-a zis, bună ziua, suntem din România, vrem să vindem și noi. Cum ai zis, cum? România, știi, undeva încolo, undeva o țară, bă, e bine, zice, e interesant, n-am auzit, zice, e foarte interesant. Adică lumea era, bine, glumesc acum, dar vă spun, nici măcar nu era foarte clar dacă suntem în Uniunea Europeană sau nu. Adică era clar, cu vama, cu... Deci România nu era nicăieri reprezentată pe hartă. Și omul a zis, asta mi-a plăcut cel mai mult, spre deosebire de alții, că a fost și la alții, mă rog, încercând să mai iau și încă un brand. Omul a zis, domnule, dacă vizi unul, pentru noi e în plus. Noi nici nu ne-am gândit vreodată că o să vindem în România vreun camper. Nici nu intră în filozofia noastră. Știi, uite că așa, în 3 ani de zile ai vândut 37-38 de camper sau nu știu câte. Deci asta este un lucru bun și asta înseamnă că în Est, acum, de exemplu, când am venit în afară de colegii noștri din Cehia, acum 3 ani eram noi și niște cehi, acum sunt și din Slovacia, am văzut Polonia, am văzut pe hartă că apare Ungaria, am văzut Lituania, ceea ce cred eu că pentru ei, ca constructori, devine piața de Est o posibilitate de încă de creștere. Adică ei... Bineînțeles că toate firmele astea care văd numai creștere, ca și la bărci, nu înțelege nimeni fenomenul ăsta în profunzime. Și anume, bă, să le vindem. Bine, ok, să le vindem, dar unde se duc oamenii ăștia cu el? În România nu este campingul, nu este nimic. Nu este infrastructură, nu este legislație, nu este absolut nimic. Aici este vorba de fiecare într-o devălmășie teribilă pe Facebook sau așa, inventează niște chestii, se duce fiecare unde apucă. Bineînțeles, unii oameni. Dar fiecare din aceste manifestări sunt manifestări personale. Ele nu se manifestă ca un grup, ca o mentalitate unitară, ca o logică. Fiecare face cum îi taie capul, ceea ce într-un fel este bine. Dar nu poate să apară un fenomen dacă tu nu ai campinguri. Doamne, nu mă duc, domne, în România, că e campingul nasol. Drept pentru care ăla nu mai construiește campingul, iar ăla nu se mai duc în România. Drept pentru care noi suntem în continuare o exportatoare de capital ca să putem să ne băgăm banii la francizi, la englezi, la nu știu ce neamuri de pe tot globul ăsta. Din punctul meu de vedere, și firme de închiriat au de câștigat. Eu sunt convins că firme de închiriat în România câștigă mult mai puțin și au mult mai mult de pierdut decât o firmă de închiriat din Germania, de exemplu. În afară de faptul că o firmă din Germania, când închiriază un camper probabil că face 1000 de kilometri maxim, că nimeni nu vrea să meargă. E obișnuit ca noi. Unde mă duc? Păi în Haldimimi. Ok, câți kilometri? 2000, fac într-o seară, mă scol la 3 dimineața așa. Păi în Germania nu e. Nimeni nu vrea să meargă mai mult de 200-300 kilometri, li se pare foarte mult. Ceea ce e normal. Vor să se bucure de natură, nu să stea cu copiii plângând în centuri și să te duci nu știu unde să vezi ceva. Noi n-avem încotro, e adevărat. Dar ar trebui promovat turismul ăsta din România ca și camperul și firme de închiriere. Una e să închiriezi 2 săptămâni și camperul să-ți facă 500 de kilometri și alta e să-l închiriezi 2 săptămâni să-ți facă 3500 de kilometri. Uzură și așa mai departe, ceea ce se va reflecta în costuri. Deci asta este problema care degeaba încearcă ei să spună despre să puși, să vindeți mai mult, ceea ce a atras atenția chiar președintele companiei lui Trigano, cum că presiunea asta a făcut asupra dealerului, cumpărați, cât mai mult, ea dacă nu este susținută, care au încercat să o facă și asupra mea, numai că pozez, dar pozez într-o realitate. Zic, băi, frate, nu încercați la mine să faceți asta, veniți să vindeți un camper în România, să vedeți cum e. Aici noi începem de la
în secolul 3 începe să povestim cum e cu campuri, are roți. Deci prima întrebare e dacă se concepe cu beu, a doua dacă are roți, a treia dacă are volan, a treia, păi până s-a ajuns să prindă structură, s-a plictisit și clientul, am obosit și eu. Și într-un final, bine mă, să-l luăm, știi? Adică ceva de genul ăsta. Nu este ca în Occident, e complet diferit. Același lucru s-a întâmplat și cu bărcile în anii trecuți. În anii 90 a fost o explozie, dar dacă nu s-a investit în porturi, în infrastructuri specifice, a murit chestia asta. Și o să moară încă. Degeaba avem 1300 de km de Dunăre, degeaba sunt ai delta, litoral, toată lumea se mândrește cu asta. Dar te mândrești cu ce? Cu ce a dat Dumnezeu? Dar cu ce ai făcut tu? Ce ai făcut? N-ai făcut nimic pentru el. Lasă-l pe Dumnezeu să se mândrească de ale lui și fă după ale tale. La fel și cu campingul. Este aceeași filozofie. Ca să închei, deci după ce au loc aceste toate expuneri și așa mai departe, pe o pajiște foarte frumoasă, tunsă foarte frumos, la un pahar de șampanie și așa, că așa se fac lucrurile, te urci în fiecare camper, îl notezi, mi-am făcut și o filmuleță la toate ca să pot să răspund la eventuale întrebări care mi le-ar pune cineva până când se lansează ele oficial. După care există niște mese, vin niște domni respectabili care sunt de vânzări, responsabili de vânzări și îți pun o hârtie în față. Bună ziua, domnul Liviu, ce a fost? Foarte bine ai făcut, foarte bună treabă în România. Wow, ne place, ești un băiat, bă, extraordinar. Ia să vedem acum câte comanzi pentru 2020, care, ia să vedem, deci... Și la mine e hârtie goală, normal că eu, da, foarte frumos, e amfitrion, e așa, nu că, păi da, câte ții în show, haideți să facem acum, că îți facem o chestie specială pentru tine, uite, îți dăm 20 de campere acum, nu o să poți să-l omologizi decât în noiembrie, dacă te duci cu el la expoziție acum, că bănesc că în septembrie aveți expoziții, nu? Păi nu, noi în septembrie la anul avem expoziția pentru, noi suntem, n-aveți acum în septembrie și voi? Nu. Aha, și în showroom câte pui? 3, 4, 5, 6? Ce să pun eu că la mine banca m-a dus și mi-a dat 30.000 de euro după 30 de ani de funcționare și a zis, bine mă, tu cam atâta te încadrezi, cam la 30.000, deci cu 30.000 cumperi motorul. Ce să-i arăt omului respectiv? Ce să fac? Păi și cum facem? Păi haide să facem așa, în expoziție o să avem în martie și o să comand și eu unul de la unul, de la unul, de la, uite astea care mi-au plăcut mie și o să încerc. Pentru că ce mi-a plăcut, voi găsi eu trei oameni care să le placă ce mi-a plăcut și mie și atunci să se poată vine. În paralel la masa de alături era domnii de la belgien de la Dicar, de exemplu, care au zis, ok, bună ziua. Și era foaia aia, cum e pusă cu toate mărci, era plină, numai cu X-uri. Și pe față, și pe spate, pe peste tot. Oamenii au comandat, pentru anul ăsta, au comandat 796 de campere, de exemplu. Cam asta e diferența și asta trebuie să avem cu toții în cap. Deci de cam asta e diferența între noi și vorbim de Belgia, adică sectorul 1. Da? Adică o țară micuță. Deci cam asta e diferența între noi și ei. Și chestiile astea în țara noastră trebuie să le înțelegem cu toții. Și cei care cumpără trebuie să aibă înțelegere față de dealer și dealerii față de oameni și toți trebuie să ne înțelegem între ei și să nu ridicăm ștacheta mai mult decât putem. Pentru că toți suntem niște săraci, ăsta este adevărul. Trăim într-o țară de săraci. Când ești sărac, nu spune tu tinichea acum de coadă crezând că ai făcut cine știe ce. Cam asta este ideea cu care se termină toată povestea.